Bine v-am regăsit, iubiți telespectatori, și slavă lui Dumnezeu pentru toate! Să fie gândul nostru mereu înălțat către Dumnezeu, așa cum a fost și este gândul tuturor celor drepți. Să nu facem ca și cei mai, să zicem așa, rebeli, care sunt înclinați numai spre a vedea răul și greșeala și greutatea. Nu, noi să vedem doar partea plină a paharului, doar părțile bune ale lucrurilor, ale oamenilor, doar părțile bune ale vieții, pe acelea să le focusăm, să le canalizăm în atenția noastră, deoarece numai acelea ne pot aduce beneficiu, ne pot aduce liniște, bucurie, zâmbet și echilibru. Părțile rele ne aduc tulburare și atunci să nu le mai dăm atât de mult aport, să nu le mai dăm așa mare atenție. Este normal însă să ne rugăm pentru toate situațiile din viața noastră. Dacă nu reușim să ne rugăm, atunci suntem fără putere, fără energie. E ca și cum nu am conecta telefonul la priză decât 5 minute. Avem suficientă energie cât să trăim după o zi pe alta, cât să putem avea convorbirile stricte, dar dacă am vrea să facem și ceva mai deosebit cu telefonul, să umblăm pe internet sau să vedem un film la telefon sau un videoclip, atunci nu mai avem energie. Așa este și cu viața duhovnicească. Dacă gândurile noastre stau la griji, atunci se stoarce toată puterea pe care o avem și se pierde. Dacă gândul nostru este la Dumnezeu, atunci El ne eliberează de griji. Când, cum și în ce fel știe El că este mai potrivit pentru fiecare dintre noi, personalizat, de la om la om. Dar noi să avem atenția la El. Și pentru asta nu este necesar doar un anumit moment dimineața și seara. Este foarte bine să ne rugăm și când ieșim din casă și când intrăm în casă, dar nu doar atunci, ci în toată vremea să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Să schimbăm vorbă și cu cine ne întâlnim pe stradă sau la servici, două vorbe în stânga, în dreapta, dar nu bârfe, nu bombăneli, nu judecăți, în acelea să nu ne băgăm. Indiferent ce și cum se discute, să nu ne băgăm. Dacă putem să schimbăm subiectul pe ceva frumos, pe un peisaj, pe o excursie, pe altceva, de Doamne ajută, foarte bine, dacă nu, măcar să nu ne băgăm în acele discuții, ca să nu ne pierdem liniștea. Că dacă ne pierdem liniștea, atunci apar și alte tulburări, inclusiv acasă, în stânga sau în dreapta, pe unde mai mergem, pe unde mai lucrăm sau pe unde mai ajungem să ne plimbăm. Sfinții asta au făcut. Au stat de vorbă cu Dumnezeu, nu au stat de vorbă cu gândurile. Și de aceea au ajuns la mare înălțime duhovnicească și la mare tăriete de credință. Ce faci, te face, spune părintele Constantin Necula de la Sibiu. Adică ceea ce te preocupă mai mult, aceea se observă și în comportamentul tău. Iar sfinții au dorit să se vadă în comportamentul lor raiul. Și de aceea atenția lor a fost mai mult acolo. Iată că și pe 28 noiembrie prăznuim pe Sfântul Cuvion Ștefan cel Nou. Ca să fie deosebit de Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Ștefan cel Nou a trăit în secolul al VIII-lea în Sinope, între Țara Sfântă și sudul Turciei de astăzi. A fost un om al lui Dumnezeu de mic, motiv pentru care s-a și făcut călugăr la 16 ani, chiar puznic într-o chilie mică, mică, mică de debiancă pe el, pentru că a vrut să nu stea în confort, să nu stea și să îl ia somnul la rugăciune,
Nu. Ci să stea într-o poziție mai inconfortabilă și astfel somnul lui să fie puțin și trezvia să fie multă. În plus de acest efort, s-a îmbrăcat pe lângă haina de pe corp și cu multe zale, cu multe rânduri de lanțuri, de așa manieră încât să simtă o greutate și mai mare. S-a supus, prin urmare, de unul singur chinurilor, într-o oarecare măsură, pentru a-și face trupul ascultător sufletului, ca să nu stea trupul în plăceri, ci trupul să stea foarte bine pus la punct, ca astfel sufletul să fie cel care conduce viața lui. În timpul împăratului Constantin Compronim, mare prigonitor al creștinismului, respectiv al închinătorilor la icoane, al iconodulilor, cinstitorilor de icoane, a fost și el mult persecutat și închis cu alți 342 de călugări și torturați în fel și chip. Datorită faptului că nu au vrut să se lepede de dreapta credință și nu au vrut să renunțe la cinstirea sfintelor icoane. Revenim aici asupra acestui aspect, iubiți telespectatori, pentru că este unul dintre subiectele cel mai des murmurate și la posturile naționale de știri și totodată de frați de credință care împărtășesc altceva decât dreapta credință și care sunt dezorientați și consideră că icoanele ar fi idoli. Icoanele nu sunt idoli. Noi nu cinstim nici materialul din care se face icoana, noi nu cinstim nici pe Sfântul reprezentat, așa cum este Sfântul Apostol Andrei reprezentat aici, mai mult ca pe Dumnezeu sau ca pe Dumnezeu. Nu! Dumnezeu este Dumnezeu, Dumnezeu este creatorul cerului și al pământului și lui aducem cinstire absolută, cinstire totală. Măicuța Domnului, mama cea pământească a Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, este împărăteasa cerului și a pământului, aducem și ei o cinstire specială, numită supravenerare sau supracinstire, dar nu adorare ca lui Dumnezeu. Nu zicem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și Măicuței Domnului. Nu. Zicem slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și aducem doar cinstire deosebită Măicuței Domnului și cinstire celorlalți sfinți și îngeri. Dar facem aceasta pentru că însuși Dumnezeu este Cel care a rânduit în Vechiul Testament icoanele la templul din Ierusalim și mai înainte, pe vremea Sfântului Moise, în cortul cel sfânt, când a rânduit ca să se sculpteze heruvimi și să se aurească pe capacul de la din cortul mărturiei și de la păstrarea obiectelor sfinte ale Vechiului Testament, din chivotul legământului, și totodată pe pânza sau pe peretele care desparte Sfânta de Sfinta Sfintelor, Biserica de Altar, cum este la noi acum, și a poruncit că acolo să se coasă heruvimi, adică arătări cerești, arătări îngerești, arătându-ne și nouă ceea ce este în mod nevăzut în ceruri și explicându-ne astfel că una este să faci o reprezentare a unui lucru sfânt și alta este să te închini la idoli. Sunt lucruri total diferite. Ei bine, mulți n-au înțeles nici din vechime lucrul ăsta și din păcate mulți nu înțeleg nici astăzi că există o mare diferență între cele două reprezentări.
Și că icoana este doar un mijloc de apropiere de Dumnezeu, un mijloc prin care noi observăm ceva din viața cea veșnică, ceva din rai. Dar nu că ne închinăm icoanei în sine, sau că ne închinăm lemnului crucii, sau că ne închinăm pielii moaștelor sfinților. Nu, ci cinstim viața lor, pătimirea Domnului nostru Iisus Hristos pe cruce și cinstim reprezentările cele cerești pe care Dumnezeu ni le descoperă nouă, că noi nu le-am ști dacă nu le-am descoperi. Prin urmare, să nu mai fie nimeni care să se gândească că icoanele ar fi idori. Nu sunt idori. Și noi cinstim pe sfinți pentru că sunt oameni ai lui Dumnezeu, prieteni ai lui Dumnezeu. Sunt oameni care au făcut mai mult efort duhovnicesc decât facem majoritatea dintre noi. Și odată cu Sfântul Ștefan cel Nou, care a pătimit pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru reprezentarea icoanei sale, iată că prăznuim și pe Sfântul Irinarh, care a fost torționar. Torționar, apropo de sfinții închisorilor din închisorile comuniste, a fost torționar în Sevasta Armeniei, Sevasta, locul în care au pătimit și cei 40 de sfinți mucenici pe care îi prăznuim în martie. A fost convins de pătimirea a 7 femei, că dreapta credință este creștinismul ortodox. A văzut pe acele femei cum rabdă chinurile, cum cinstesc pe Dumnezeu chiar când sunt tăiate și schinjuite. Și de aceea Sfântul Irinarh a spus, nu se poate să pătimească cineva atât de mult și să pătimească și familiile lor și să nu se lepede de Dumnezeu decât dacă acesta este Dumnezeu al adevărat. Pentru că pentru un Dumnezeu fals sau un Dumnezeu care nu le-ar da putere, n-ar putea să pătimească. Motiv pentru care el se leapăde de toate ideile lui rele și de toate faptele sale rele și mărturisește de față cu toți colegii săi dreapta credință. Că numai Dumnezeul creștinilor este Dumnezeul cel adevărat, motiv pentru care este aruncat într-un puț secat și lăsat acolo o vreme, pentru că n-a murit, a fost aruncat în foc și pentru că nici focul nu l-a ars, prin puterea lui Dumnezeu arătată celor din jur să știe și ei că într-adevăr Dumnezeul creștin este Dumnezeul cel adevărat, așa cum a făcut și Sfântul Ilie de a chemat foc din cer, iată că în cele din urmă i s-a tăiat capul și astfel a mers la Dumnezeu. Să fim oameni credincioși, iubiți telespectatori, pentru că credința este lucru care nu se poate lua de la noi. Ni se pot lua hainele, ni se pot lua casele, ni se pot lua mașinile, ni se pot lua familiile, dar credința nu ni se poate lua. Decât dacă o dăm noi, decât dacă o lăsăm noi. Și așa că să fim oameni ai lui Dumnezeu, pentru că dacă l-avem pe Dumnezeu, avem totul. Dacă nu l-avem pe Dumnezeu, avem degeaba celelalte. Pe 29 noiembrie prăznuim pe Sfântul Paramon și pe Sfântul Valerian, care au fost mucenici ai Domnului Iisus Hristos și nu s-au închinat lui Poseidon, una din zeitățile vechi, una din zeitățile preferate de cei vechi, și a fost chinuit și omorât pentru că a ținut partea creștinilor, spunând celor care chinuiau pe alți creștini pentru ce îi omorâți și îi chinuiți pe acești oameni care slujesc Dumnezeului cei al lui adevărat. Dacă voi nu vreți să-i slujiți Dumnezeului acelui adevărat, nu vă obligă nimeni. Dar lăsați-i pe ei liberi, lăsați-i pe ei să creadă în Dumnezeul cel drept. Și pentru că a ținut astfel partea creștinilor și a adus argumente pentru eliberarea lor, au fost și ei schinjuiți și omorâți. Iar împreună cu ei prăznuim și pe Sfântul Filumen, cel nou,
alături de ei. Acesta este un sfânt contemporan, este un sfânt apropiat de noi, a pătimit la 29 noiembrie 1979, deci acum aproape 44 de ani. Era originar din Cipru, făcea parte dintr-o familie cu 13 copii, ca și Sfânta Iuliana din Lazarevo, care și ea a avut tot 13 copii și tot destul de apropiată de vârsta noastră, de timpul nostru a trăit și ea în vremea în jurul anului 1900. A avut și un frate geamăn, pe el îl chema Sofocle și pe fratele său Alexandru, care a devenit părintele Elpidie din Cipru, nu părintele Elpidie Vaianakis, cel care este acum foarte vestit susținător al dreptei credințe pe rețelele de socializare și care face multe vizite pastorale în toată lumea, ci un alt părinte Vaianakis de dinaintea sa, un alt părinte Elpidie de dinaintea sa. Și tatăl său avea han, avea, cum am spune noi astăzi, motel sau hotel și totodată cuptor de pâine. Adică erau destul de înstăriți. Au urmat școala generală acolo în Cipru, după care cei doi frați au plecat la mănăstire pentru a se face călugări, deoarece asta era dorința lor de suflet. Părinții știau de dorința lor, dar nu îi încurajau înspre călugărie, considerau că este mai bine ca ei prima dată să se căsătorească și dacă vor la bătrânețe să se și călugărească. Dar ei au mers după școala generală la mănăstire, la mănăstirea Stavrovumi, de acolo din Cipru. Tatăl i-a căutat, i-a găsit și a vrut să ia acasă. Dar băieții au spus așa: tată, ne e acasă, dar noi venim înapoi aici. Așa că mai bine nu ne lua. Pentru că dorința noastră este să ne facem călugări. Și văzând hotărârea lor, pentru că mai mult îi încercase decât să tragă de ei, să vadă cât de puși pe rugăciune sunt, atunci i-a încredințat starețului și le-a dat binecuvântarea și el și soția lui pentru a se face călugări. Și au fost călugării foarte râvnitori, venind un mitropolit de la Ierusalim în vizită, cum am spune noi astăzi, în concediu în Cipru și la această mănăstire, i-a observat și i-a cerut starețului să-i ducă la Ierusalim pentru a fi acolo școliți și călugăriți. Au mers la școala Sfântului Mormânt. În 1940 Sfântul Filumen a devenit ghid la Ierusalim, în 1943 preot și stareț la mai multe mănăstiri, la Tiberiada, la Ramala, iată un nume pe care l-auzim la știri, pentru că pe acolo este autoritatea palestiniană, la Sfântul Teodosie, înspre Sfântul Sava, acolo. Și a fost și directul la orfelinatul patriarhal de la Ierusalim, la mănăstirea Sfinților Arhanghel, la mai multe mănăstiri a fost stareț, câte o perioadă, 5-6 ani colo, 5-6 ani colo, până punea lucrurile în ordine, după care lăsa obștea pe mâna altcuiva și era trimis în altă parte unde era nevoie, pentru că era un stareț misionar. În biserica Greciei se obișnuiește foarte mult să se mai folosească misionariatul, deoarece mănăstirile nu au foarte mulți slujitori și Biserica Greciei este răspândită și în locuri în care nu mai este ea majoritară.
cum este la Ierusalim, cum este în Turcia, cum este în Africa, când grecii ocupau foarte mult din aceste locuri, bineînțeles că Biserica Greciei avea mulți slujitori, dar când grecii nu mai sunt atât de mulți în diasporă, atunci și slujitorii sunt mai puțini. Și iată că avea și o rânduială foarte aspră personală. De exemplu, Sfântul Filumen, cel nou acesta de la puțul lui Iacov, de la fântâna lui Iacov, nu mânca șezând pe scaun, cum stau eu acum, ci mânca numai în picioare. De ce? În primul și în primul rând, ca să nu mănânce mult. Și în al doilea rând, pentru ca să treacă repede momentul de masă. Accentul să nu fie pe masă, cum ne place nouă să stăm pe îndelete, nu, ci accentul să fie pe rugăciune, pe activitate, pe altceva, masa să fie frugală, să fie puțină. Și se prefăcea chiar nebun. De multe ori scotea cât un sunet mai aiurea sau bombănea lucruri pe care nu le înțelegeau cei din jur, ca să nu vadă toate ostenelile lui, să considere că e cam dus. Dar superiorii lui și cei care erau apropiații lui îl cunoșteau și știau foarte bine ce și cum face, motiv pentru care l-au trimis în diverse locuri pentru a face față situațiilor de acolo cât mai bine. În cele din urmă a fost numit egumen sau stareț, cum am spune noi astăzi, la bisericuța și schitul de la fântâna lui Iacov. În Vechiul Testament, marele între patriarhi, între părinții neamului evresc, Iacov, a făcut o fântână la care veneau toți locuitorii din jur să-și adape vitele și să ia apă pentru ei. Acolo știm că Mântuitorul s-a întâlnit și cu femeia samarineancă și a convins-o de mesianitatea lui, de faptul că este cel promis în Vechiul Testament. Ei bine, la această fântână, în jurul acestei fântâni, s-a făcut de multă vreme o biserică, o mănăstire ortodoxă. Iar Sfântul Filomen a fost numit acolo stareț la începutul anului 1979. Acolo însă veneau și locuitori care nu erau creștini din zona respectivă și care de multe ori se comportă foarte urât cu creștinii. Venind acolo să cinstească pe Dumnezeu în felul lor, de multe ori aruncau gunoaie, de multe ori îl scuipau, de multe ori îl înjurau. El nu zicea nimic, îi lăsa în pace, întrerupea slujba în momentul acela să-și facă ei ce slujbe doreau sau ce rânduiel doreau ei. Dar în cele din urmă, un locuitor al zonei mai îndârjit a venit și a adus cu el și premiul de final al vieții Sfântului Filomen, și anume un topor cu care l-a omorât pe Sfântul Filomen acolo, în fața altarului, în timpul vecerniei, în timpul slujbii de seară. Ba mai mult decât atât, l-a și torturat un pic atunci când l-a omorât, și anume cu toporul a făcut o crăpătură pe trupul Sfântului de sus în jos și de la urechea dreaptă la urechea stângă, în semn de bajocură față de Sfânta Cruce pe care Domnul nostru Iisus Hristos a răstignit. Este, prin urmare, unul dintre sfinții contemporani nouă și care merită cinstit cu drag, iar toți cei care merg în Țara Sfântă ajung inclusiv la fântâna lui Iacov și se roagă acolo și la moaștere Sfântului Filumen. Iar pe 30 noiembrie, iată că luna se încheie, prăznuind pe Sfântul foarte cunoscut Andrei, apostolul Domnului nostru Iisus Hristos și apostolul românilor, cel care este fratele Sfântului Apostol Petru și unul dintre primii ucenici
ai Domnului nostru Iisus Hristos, unul dintre primii apostoli. Sfântul Andrei a fost și el răvnitor pentru dreapta credință și a rânduit bunului Dumnezeu ca să predice Evanghelia la nordul Mării Negre, respectiv în Sciția Mare, Ucraina de astăzi, și în Sciția Mică, în Dobrogea noastră, în mod cu totul deosebit. Și asta a și făcut, a venit în zona noastră, înconjurând Marea Neagră, practic, și predicând și așezând episcopi și preoți pe oriunde a mers. Potrivit tradiției, știți că Sfântul Apostol Andrei nu a predicat doar în Dobrogea, acolo unde este și peștera Sfântului Andrei și pârâiașul Sfântului Andrei și unde s-a făcut și o mănăstire deosebită închinată Sfântului Andrei, acolo lângă peșteră, ci a mers și în teritoriul Daciei cât a putut, inclusiv la noi aici, la Mănăstirea Nămăiești, a adus icoana Maicii Domnului pictate de Sfântul Apostol și Evanghelist Luca și pe care a lăsat-o în peșteră preotului pe care l-a rânduit în zona aceasta. Sfântul Apostol Andrei apoi a mers la Constantinopol, la Istanbulul de astăzi și în cele din urmă a mers în insulele grecești. În insula Patras a și pătimit, fiind răstignit cu capul în jos pe o cruce în formă de X, cruce care este așezată și la căile ferate, căile de trecere a liniilor feroviare și care arată atât cinstirea Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că deși a fost unul dintre cei care l-a părăsit pe Domnul nostru Iisus Hristos în grădina Ghețimani, după aceea nu s-a mai dezlipit de credința cea dreaptă, nu s-a mai dezlipit de iubirea către Domnul nostru Iisus Hristos și a suportat inclusiv să fie pironit și răstignit pentru dreapta credință. Și odată cu el prăznuim și pe Sfântul Ierarh Andrei Șaguna de la Sibiu, mitropolitul Transilvaniei. Sfântul Andrei Șaguna a trăit în secolul XIX, 1808-1873. Este de remarcat faptul că familia sa era o familie înstărită din localitatea Mișcolț, în nordul Ungariei de astăzi, negustori a români. Din păcate, nu le-a mers foarte, foarte bine cu afacerile, deoarece în Imperiul Austro-Ungar, unde trăiau ei în momentul respectiv, nu aveau drepturi depline decât cetățenii celorlalte nații și respectiv aparținătorii cultelor neortodoxe. Catolici, unitarieni, calvini, luterani, orice numai ortodox și român să nu fi fost. Și datorită faptului că n-a mai avut cu cine încheia afaceri, au dat faliment și arhiepiscopul catolic de Budapesta le-a făcut propunerea să treacă la catolicism pentru că a primit din nou drepturi. Au acceptat această propunere, motiv pentru care atât părinții cât și ei, copiii familiei Șaguna, au trecut la catolicism. Dar era regulă acolo că la 18 ani copiii totuși să aibă voie să aleagă să rămână în credința catolică sau să se întoarcă la credința ortodoxă. Și copiii au ales să se întoarcă la credința ortodoxă pentru că formarea lor aceasta era cea ortodoxă și pentru că știau că este dreapta credință. Părinții, ca părinții, au făcut, să zicem, un sacrificiu de moment, ca de dragul copiilor, dar nu în ultimul rând, pe patul de moarte și ei au revenit la dreapta credință. Odată ce a mers din nou pe calea cea dreaptă, s-a făcut monah la Karlovici, la reședința mitropolitului, singurului mitropolit ortodox care era permis în toată zona aceea, în Serbia, a fost hirotonit preot
Și totodată a devenit profesor la seminarul din Vârșesc, deci era un om înțelept, un om priceput, știa multe limbi străine, a fost tareș la mai multe mănăstiri, iată ca și Sfântul Filomen și Sfântul Andrei Șaguna a fost așezat tareț acolo unde era nevoie, iar în 1846 a murit episcopul Vasile Moga al românilor din Transilvania, pentru că am mai vorbit noi aici în emisiunile trecute, la 1699 și 1700, Mitropolia Românilor din Transilvania a fost desființată, a fost înființată Biserica Greco-Catolică și românii ortodoxi n-au mai avut nici o structură organizatorică. Pe ascuns, anumiți oameni mergeau și se hirotoneau preoți în Țara Românească și Moldova, dar dacă erau prinși, erau închiși și chiar omorâți. În jurul anului 1760 au început să intre mai în drepturi și să primească primii episcopi, dar erau episcopi sârbi care veneau aici cu drag, însă nu puteau să fie cunoscuți de toți românii ortodoxi. În cele din urmă a fost așezat și episcopul Vasile Moga, dar când a murit el, a fost rânduit ca episcop al românilor din Transilvania, fiind și el de neam român, iată Sfântul Andrei Șaguna. Atât de implicat a fost, încât a realizat în scurtă vreme peste 800 de școli confesionale românești. Ce înseamnă asta? Că românii, sub poala bisericii, în tinda bisericii, învățau din nou matematică română, geografie și istorie românească. Ceea ce la școlile din Transilvania oficiale ale Imperiului nu aveau voie să învețe, pentru că acolo se învăța numai istoria Imperiului și istoria maghiară, dar nu și cea românească. Și a găsit acest mod de a primi aprobare să înființeze școli pe lângă biserici și apoi a făcut și liceul de la Brașov, care îi poartă acum numele, și liceul de la Brad și multe alte școli și elementare, dar și profesionale în Transilvania pentru românii ortodoxi, încât a ridicat nivelul cultural, nivelul chiar și material al românilor foarte mult. A contribuit și a fost unul dintre membrii fondatori ai ASTREI, ai Asociației Speciale pentru ridicarea nivelului de cultură al românilor din Transilvania. A înființat și ziarul Mitropoliei Ortodoxe Românești, Telegraf Român, care este singurul ziar românesc din Transilvania care a putut să fie tipărit neîntrerupt până astăzi. Și în 1864, deci la 100 de ani după ce au primit din nou episcop în Transilvania, el a reușit să primească aprobarea să fie și reînființată Mitropolia Românilor din Transilvania, Mitropolia Transilvaniei, deși nu fusese la început prea pe placul Imperiului, deoarece el a făcut parte, de exemplu, și din Adunarea Națională de la Blaj, din 1848, și a fost delegat al acestei adunări la Viena pentru a prezenta împărătesei cerințele națiunii române. Nu era pe placul Imperiului, dar n-au avut ce face pentru că era foarte deștept, era foarte diplomat, foarte abil și nu puteau să-și pună în cap chiar pe oricine. Motiv pentru care l-au sprijinit măcar lăsându-l așa limitat să facă ceea ce dorește. Iar la 28 iunie 1873 a adormit în Domnul, fiind înmormântat în capela deosebită de la Rășinar, de lângă Sibiu.
au bătut clopotele în toată Transilvania pentru că el a fost părintele cel nou al poporului român din Transilvania și a pus bazele și multor burse, a tipărit și foarte multe cărți, atât de religie, cu specific, prin urmare, teologic, chiar și Biblia în imagini, Biblia în culori și în imagini, a tipărit-o pentru prima dată pe teritoriul Transilvaniei, pe teritoriul țării românești, pe teritoriul României, de așa manieră încât nu putem să avem decât cuvinte de laudă la adresa acestui mare ierarh al neamului românesc. Este prăznuit cu drag atât în Transilvania, cât și de toți cei care cunosc și îl cinstesc, și moaștele sale sunt așezate în catedrala de la Sibiu, pe care a dorit-o. El a cumpărat locul în care s-a făcut catedrala și locul în care este așezată Facultatea de Teologie de la Sibiu și Mitropolia de la Sibiu, le-a rânduit pe cât a putut, cât a trăit, și urmașii săi le-au desăvârșit. Pe 1 decembrie, iată că intrăm și în iarnă propriu-zis, dar rămâne căldură în sufletele noastre, deoarece ne gândim la câțiva sfinți profeți, toți din seminția lui Simeon, unul din fiii patriarhului Iacov, de care am vorbit mai devreme, și care se numește Naum. Naum înseamnă odihnă și mângâiere. A trăit 45 de ani, n-a fost un om cu viață foarte lungă. A trăit în jurul anului 460 înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și a prevestit pe irea ninivitenilor, acei niniviteni care se pocăiseră inițial la predica Sfântului Profet Iona și care după aceea au uitat de Dumnezeu și care iară se închinau la idol și care nu mai cinsteau lucrurile bune și se deduseră la lucruri chiar foarte urâte, așa cam cum se vrea acum în lumea cea nouă, cu multe păcate ca și Sodoma și Gomora și cu identități de gen și cu tot felul de idei care mai de care mai nestrușnice. Și datorită acestui lucru, Sfântul Naum prorocește pieirea Ninivei. Lucru care s-a și întâmplat, s-a produs un cotremur extraordinar de puternic care a dărâmat toată Ninivea și a ieșit și iezer de apă, a ieșit și izvor de apă care a inundat locul și s-a ales praful de această cetate care a fost, să zicem așa, conducătoarea lumii într-un anumit moment. Sfântul Filaret cel Milostiv mai este prăznuit în această zi de 1 decembrie, ziua națională a României, în care, pe lângă festivitățile militare și culturale, este bine să fim atenți și la sfinții care sunt pomeniți. El a fost din Paflagonia, din sudul Turciei de astăzi, a trăit pe la 780 și a fost căsătorit și a avut 3 copii. A avut cirezi de animale și Dumnezeu l-a binecuvântat cu mult spor în cultivarea fructelor, a legumelor și a cerealelor mai ales, motiv pentru care el a stat și s-a gândit, măi, ce voi face? Tânărul sau omul căruia i-a rodit țarina cu belșug, de care amintește Mântuitorul în Evanghelie, s-a gândit să-și facă hambare mai mari ca să strângă tot ce are. Pe când Sfântul Filaret, cel milostiv, s-a gândit invers și a zis, păi dacă Dumnezeu mi-a dat mie mult, așa cum la cununie ne rugăm la Dumnezeu ca familia să primească multă binecuvântare și ajutor și spor ca să dea, zice, acolo și celor lipsiți, așa a început el să facă. Și a făcut foarte multă milostenie, atât cunoscută, cât și mai puțin cunoscută, adică mai discretă. Dar, deși a fost foarte milostiv și era foarte credincios, asta nu înseamnă că nu a îngăduit Dumnezeu să treacă și prin exercițiul bolii
și a fost foarte bolnav, dar n-a cârtit, ci s-a mântuit. Nu a spus, de ce, Doamne, eu fac atâta bine, eu ajut, eu îmi pun sufletul pentru ceilalți, eu caut să-mi ajut familia, să-i ajut și pe cei care au nevoie și tu îmi dai boală? Cum zicem noi, păi eu nu fac rău la nimeni și atunci eu de ce să sufăr? Noi așa gândim, așa ne vine să gândim. Ei bine, Sfântul Filaret este unul dintre cei care ne arată cum să procedăm. Și anume să zicem, pentru păcatele mele pătimesc acestea. Pentru păcatele copiilor mei, pentru păcatele părinților mei, pentru păcatele fraților mei, pentru păcatele lumii întregi, să pătimesc și eu un pic, dacă a rânduit Dumnezeu să se întâmple aceasta, de aceea, Doamne, dăm putere să suport boala. Nu neapărat vindecă-mă de boală, ci dăm putere. Așa spunea și Sfântul Filaret. Pe 2 decembrie prăznuim pe Sfântul Proroc Avacum, care a trăit cu 600 de ani înaintea Domnului nostru Iisus Hristos și a profețit robia Ierusalimului și a fost un om deosebit și de la el știm un lucru de care am mai amintit cu altă ocazie când l-am prăznuit pe Sfântul profet Daniel și îl vom mai prăznui și în cursul lunii decembrie odată, și anume că Sfântul acesta Avacum este cel care pregătea mâncare pentru secerători și a simțit nevoia să iasă afară, a simțit de la Dumnezeu nevoia să meargă cu mâncare afară ca și cum ar ieși în întâmpinarea unui străin care n-are ce mânca și care atunci intră pe poartă. Și atunci a spus familiei în casă, voi mâncați și duceți apoi mâncare la secerător, că eu am altă treabă acum. Și a plecat cu bolul de mâncare spre poartă. Și la jumătatea curții l-a întâmpinat Îngerul lui Dumnezeu și i-a spus, Avacum, acum este necesar să mergi la omul lui Dumnezeu în Babilon. Și Avacum a spus, sunt aici pentru Dumnezeu. Și îngerul l-a luat de păr și l-a dus 1000 de kilometri până în Babilon, cu viteza sunetului. Deci foarte repede. Și în Babilon, Sfântul profet Daniel, cel care era prim-ministru Persiei, prim-ministru Babilonului, și care pentru dreapta credință acum era aruncat în groapa cu lei, nu mai avea ce mânca. Și se rugase la Dumnezeu să-i trimită și lui un ajutor și totodată un semn că nu l-a uitat. Și Avacum a fost așezat de Îngerul lui Dumnezeu lângă Sfântul Daniel și el a zis, Dumnezeu m-a trimis să se aducă această mâncare ție. Și Sfântul Daniel a zis, Doamne, îți mulțumesc că nu m-ai uitat și mi-a arătat aceasta și prin prietenul acesta trimis de tine. După care, după ce a mâncat Sfântul Daniel, Îngerul lui Dumnezeu l-a luat din nou de păr, fără să-l doară, bineînțeles, și l-a dus acasă la el. Sfântul Avacum, ca și Sfântul Naum, și ca și Sfântul Sofronie și alți sfinți profeții din Vechiul Testament, au scrieri destul de mici în Vechiul Testament, așa că este foarte folositor să fie citite și să vedeți acolo și alte surprinzătoare profeții pe care sfinții aceștia le-au făcut despre Domnul nostru Iisus Hristos, dar și despre evenimente din viața poporului evreu și a popoarelor vecine. Sfânta Miropia din Efes a fost una dintre cele mai credincioase fete ale acestui oraș, ea fiind urmașă, să zicem așa, a Sfintei Ermionia, una din fetele Sfântului Apostol Filip, unul dintre 7 diaconi. Sfânta Miropia a mers mereu la mormântul Sfintei Ermionia și a luat mir de acolo și mergea și vindeca pe cei care au nevoie. Era o mironosiță care lua ceea ce știa că aduce binefacere și mergea la cei bolnavi, la cei sărași, la cei bătrâni
și ungându-i cu mir de la mormântul Sfintei Hermionia, îi vindeca, dând slavă lui Dumnezeu pentru toate. A mers să îngroape și trupul Sfântului Isidor, care a fost străpuns acolo în Efes, motiv pentru care guvernatorul a hotărât ca străjerii, cei care trebuiau să păzească locul în care era aruncat trupul Sfântului Isidor, să fie chinuiți pentru nerespectarea programului lor. Sfânta Miropia, văzând aceasta, a mers și a spus: nu ei sunt vinovați, ci eu sunt cea care am luat trupul și lăsați-i pe ei, ci dacă doriți, chinuiți-mă pe mine. Și, într-adevăr, a fost persecutată și a fost schinjuită, motiv pentru care a adus slavă lui Dumnezeu. I s-a arătat și Sfântul Mucenic Isidor și i-a zis: pace ție, Miropia, iubitoarea Sfinților lui Dumnezeu. Și după aceea a fost a trecut și ea la cele veșnice. Iar pe 2 decembrie prăznuim iarăși un sfânt contemporan, mai aproape de noi decât Sfântul Filomen, pe Sfântul Porfirie Cafso-Calivitul, adică din locul din Muntele Athos numit Colivi. Este un loc foarte aspru, stâncos, în care sunt așezate peșteri și respectiv câteva chilii ale puznicilor, de departe par niște cuibușoare, par niște colivi. S-a născut în insula Evia, unde este Sfântul Ioan Rusu, în 1906, și a pătimit, respectiv a adormit în Domnul, în chilia Sfântul Gheorghe, de la schitul Sfintei Treimi, de acolo de la Cafso Calivia din Muntele Athos, în 1991, iată, aproape de noi, a trăit 86 de ani. Au fost 5 copii la părinți, tatăl a mers să lucreze la canalul Panama din America, pentru că nu aveau suficiente surse de trai. Iar la vârsta de 10 ani, Sfântul Porfirie a fost obligat de situație, tatăl fiind plecat, să meargă să muncească și a muncit la o mină de suprafață, iar apoi ca slujitor într-o băcănie. Pe vremea respectivă, adică din botez, chemându-l Evanghelos. În copilăria sa destul de îngreunată de aceste munci, bineînțeles că tot timpul s-a rugat lui Dumnezeu și a fost un copil care nu s-a răzvrătit nicio clipă și să spună că Dumnezeu e nedrept cu el, că alții copiii au să-și cumpere acadele și el debia avea bani să mănânce pâine. Și a spus că: Doamne, știu că Tu toate le faci la vremea cuvenită. Motiv pentru care a mers în să muncească și în alte insule și la Pireu, dar în cele din urmă s-a dus la Muntele Athos. Nu ușor i-a fost acolo, pentru că în Muntele Athos, mai ales la vremea respectivă, se intra foarte greu. Se intra foarte greu, părinții de la Muntele Athos aveau regulă ca și candidatul să fie mai în vârstă un pic și să poarte neapărat barbă când intra acolo, să aibă plete, respectiv să fie ieșit din greutățile copilăriei și adolescenței. Dar Sfântul Porfirie a fost insistent și, deși era plăpând de fire, totuși a fost primit acolo și a fost un om foarte credincios, motiv pentru care a fost hirotonit preot și a fost chiar preotul spitalului de campanie, spitalul militar din Atena, vreme de 30 de ani. De acolo a fost starez la mănăstirea din Milesii și
după o altă vreme a revenit la muntele Athos, locul său drag, și aici a suferit multe boli. A suferit de foarte multe dureri și de foarte multe boli, cu multe operații. Și zicea, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat multe boli. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat multe boli. Mă doare mult, sufăr, dar este foarte frumoasă boala mea. O simt ca iubire a lui Hristos. Mă străpung la inimă și mulțumesc lui Dumnezeu. Este pentru păcatele mele. Sunt păcătos și Dumnezeu se străduiește să mă curățească. Sunt păcătos și Dumnezeu se străduiește să mă curățească prin aceste boli, prin aceste dureri, prin aceste suferințe. Iată, iubiți telespectatori, cum pun problema Sfinții. De aceea ei sunt unde sunt și noi suntem unde suntem. Iar pe 3 decembrie prăznuim pe Părintele Cleopa de la Mănăstirea Sihăstria. Într-adevăr, nu este în calendarul bisericii, cel puțin nu este încă în calendarul bisericii, dar nu avem cum să nu ne aducem și de aminte și de Sfinția sa, cel prin intermediul predicilor căruia și al scrierilor căruia foarte mulți oameni s-au apropiat de Dumnezeu în vremea comunistă și în vremea noastră. Sfântul Gheorghe de la Cernica mai este prăznuit în această zi. A fost născut în 1730 în Săliștea Sibiului și a mers pe la 19 ani la București, a slujit la un mitropolit grec acolo, a mers în Athos o vreme și a fost acolo călugărit și respectiv a fost făcut diacon la mănăstirea Vatopedu, unde este și icoana Maicii Domnului Pantanasa, Maica Domnului Pantanasa, vindecătoarea de cancer. Originalul ei, da? Acolo, la mănăstirea Vatoped, a viețuit o vreme, după care, murind mitropolitul său, murind părintele său duhovnicesc care l-a dus acolo, a trecut în obștea Sfântului Paisie Velicicopschi, de care am vorbit acum două emisiuni. Sfântul prăznuit pe 15 noiembrie, în prima zi a postului nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, și care avea deja foarte mulți ucenici, a fost unul dintre cei mai râvnitori ucenici ai Sfântului Paisie, au venit în țările române, la Dragomir, apoi la Secu, apoi la Mănăstirea Neamț, și odată stabiliți acolo, au dus o viață duhovnicească intensă de rugăciune, traduceri de cărți din limbile slavonă și greacă, latină chiar, în limba română și din limba română în celelalte limbi și din limba greacă în slavonă și din slavonă în greacă, astfel răspândind cât mai mult învățăturile părinților bisericii și, bineînțeles, Sfânta Scriptură. În cele din urmă a fost așezat stareți la mănăstirea Cernica, a fost convins să rămână în țară de mitropolitul Grigorie, de Sfântul Grigorie Dascălu, și să fie stareți la mănăstirea Cernica și apoi și la mănăstirea Căldărușani, motiv pentru care el este socotit noul ctitor al mănăstirii Cernica. Și între cei mai deosebiți ucenici ai săi a fost Sfântul Calinic de la Cernica, mult mai cunoscut. Și tot pe 3 decembrie prăznuim pe Sfântul Proroc Sofonie din Vechiul Testament, numele său înseamnă cunoscător al tainelor lui Dumnezeu, care a profețit, între altele, dărâmarea Ierusalimului, lucru care s-a petrecut după răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, când romanii au arat locul în care a fost templul din Ierusalim, și împrăștierea iudeilor în lume și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, atât prima venire cât și a doua venire, a fost cinstită de el într-un mod cu totul special. Și putem citi pe îndelete în cartea sa din Vechiul Testament. Iar pe 4 decembrie păznuim pe Sfânta Varvara, una din sfintele cunoscute, este hram
de obicei la bisericuțele din Saline, pentru că Sfânta Varvara a fost o tânără foarte frumoasă, tatăl său socotea că e prea frumoasă să o vadă lumea și a ținut-o într-un turn și datorită faptului că ea, auzind de credința creștină de la femeile care vedeau de ea, femeile care îi făceau mâncare, care o îngrijau, a considerat că aceasta este dreapta credință și de aceea a început să spună celorlalți angajați ai tatălui său că să nu se mai închine la idol și chiar în baia pe care o construiau, băile pe vremea aceea fiind foarte, foarte rare, numai cei mai bogați puteau să-și permită așa ceva, să facă trei ferestre, nu doar două, cum vrea tatăl, pentru că sunt trei persoanele Sfintei Triimi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Când tatăl a auzit aceasta, s-a supărat foarte tare și atunci a băgat-o într-o mină de sare. De aceea este socotită ocrotitoarea celor din mină și în cele din urmă a fost scoasă de acolo și ucisă chiar de tatăl său din acest orgoliu, din această nebunie că fata nu îl ascultă, că nu face ce vrea el în ceea ce privește credința și viața de zi cu zi. Și odată cu ea prăznuim și pe Sfântul Ioan Damaschin, care a trăit în jurul anului 700, a făcut parte dintr-o familie aristocrată din Siria. Am mai vorbit noi acum câteva emisiuni când am prezentat pe Sfântul Cosma Etolianul, prietenul său și respectiv fratele său vitreg pe care tatăl lor l-a înfiat și care, pe care i-a dat la învățătură unui călugăr iscusit pe nume Cosma și împreună toți trei au mers la mănăstirea Sfântul Sava din Palestina și acolo au adus slavă lui Dumnezeu printr-o viață curată și râvnitoare, adică foarte implicată în rugăciune, în slujbă și în traduceri. A fost imnograf, a făcut multe din slujbele bisericii pe care le avem acum, predicator deosebit, preot și totodată a fost și apologet, cum se numește în termenii bisericești, adică apărător al dreptei credințe, în perioada în care atât credința în sine, învățătura în sine a bisericii, cât și cultul sfintelor icoane erau mult atacate. Prin urmare, prăznuim sfinții și căsătoriți, și călugări, și episcopi, și oameni de rând, sfinții și bogați și săraci. Din toate categoriile avem modele la dispoziție în calendarul bisericii. Să fim atenți la ele și să culegem întărire pentru viața noastră de zi cu zi și să dăm laudă lui Dumnezeu în toată vremea. Să fiți binecuvântați! La mulți ani România, la mulți ani România!